acum am rotit proaspăt învățată. Versurile aparțin poetului Adrian Păunescu. Muzica aparține soților Doina și Alda Todorovici. Noaptea mari vății. Poate mă ajutați și versul. Nu le știu chiar pe toate. Talentul tău
ieșit din comun. Trebuie să o recunoaștem. Da. După cum ați sesizat, au pătruns în sală oameni pe care îi așteptam de mult, că trebuiau să fie aici chiar din prima zi. O jumătate din ei, și anume doamna Filomena Corvu, soția lui Daniel Corvu. O litoare de cultură în Târgul Ieșilor. Știți că ei împreună conduc și o revistă și o editură și mai provoacă și evenimente. Ei sunt, ei păstoresc, dacă și nu mă așa, n-am cum să mă așa, vreau să fac ca pe neștiutor, pe modestul, dar nu. Ei conduc, păstoresc și de acum cunoscutul, din nefericire spun asta, pentru că ar fi fost mai bine să nu existe, dar să existe omul al cărui nume îl poartă, Festivalul Grigore Vielu. Preferam să fie Grigore împreună cu noi și să nu existe festivalul. Dar pentru că Grigore a plecat de foarte multă vreme, cei care îi cinstesc memoria la Iași și perpetuează spiritul acela care ne-a unit, sunt soții Corvu. Le mulțumim că sunt alături de noi. Am adus aminte că am o melodie pe versurile de Grigore. Nu am moarte cu tine nimic. Dacă îmi permite să o fac, dacă vă permite timpul. Da, da, ne permite. Pentru muzică și pentru poezie. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Dar ce-ai face tu și cum ar fi, de-ai avea